România este arătată cu degetul în toată Europa pentru faptul că penitenciarele românești au niște condiții absolut inumane, niște condiții de gulag sovietic. Și de ani de zile vorbim despre acest lucru și nimeni, dar absolut nimeni, nu vrea să ia niște măsuri, nu vrea să facă niște investiții. Președintele Klaus Iohannis astăzi a primit un semnal destul de neplăcut pentru România, chiar din partea premierului Danemarcei. Să vedem despre ce este vorba. Premierul danez a ieșit public astăzi să spună că a discutat cu dumneavoastră despre situația a 4 cetățeni români care au încălcat legea în Danemarca, ar trebui expulzați, trimiși în România, dar nu se poate face acest lucru pentru că o instanță daneză a decis că în România condițiile din închisori nu respectă drepturile omului. Avem o problemă în acest sens pentru că astfel am încălcat și normele europene și ce i-ați răspuns premierului danez și cum se poate rezolva situația? Într-adevăr, în cursul discuției cu premierul danez mi-a ridicat această problemă. Este o problemă pe care am luat-o în serios și m-am oferit, într-adevăr, că atunci când vom avea un nou guvern și un nou ministru al justiției, să atrag atenția noului ministru și noului guvern, că aici este o problemă unde trebuie să se găsească o soluție. Soluțiile practice pot fi găsite numai între cele două ministere și s-a înțeles foarte bine această problemă. Eu sunt optimist, fiindcă nu e un număr mic de cazuri, este rezolvabil și asta a fost concluzia noastră comună, că în momentul în care vom avea un nou guvern, vor avea loc întâlniri bilaterale și se vor căuta și găsi soluții. Dar rămâne problema faptului că în România, în închisori, nu sunt respectate drepturile omului. Asta nu e nicio noutate. Am avut tot anul discuții pe condițiile din penitenciare și guvernanții s-au angajat să le rezolve. Însă nu-și imaginează nimeni că o problemă care a fost neglijată timp de 20 de ani se rezolvă într-o zi. Dar noi suntem destul de hotărâți în România să abordăm problema și să o rezolvăm. Și atunci acest lucru l-am și transmis partenerului de discuție. Domnule Ciuvică, tot încercăm să rezolvăm și nu se întâmplă nimic. Opa, și-a lovitură dură și-a luat în freză domnul Iohannis de la premierul danez. De ce spuneți asta? Păi domnul Radu Tudor, în Europa nu există drepturile omului pentru danezi și drepturile omului pentru români. În Europa există drepturile omului pentru oameni, danezi, români și ugandezi, dacă trec prin Europa, au aceleași drepturi și ei, să știți. Ori, domnul, uitați, dați dumneavoastră acolo foarte frumos, să imagini, domnul Iohannis a ieșit în stradă în geacă roșie în ianuarie, nu pe ordonanța 13-aia cu abuzul în serviciu și aia o ordonanță super ok și care trebuia dată, ci pe proiectul de ordonanță cu grațierea. Cu grațiera, pentru grațiere s-a dus și l-a încălecat pe Grindeanu la Palatul Victoria cu elefanții și asta. Ori domnul Iohannis, sper că a înțeles că a greșit grav în situația aia și că drepturile omului în închisorile din România trebuie respectate. Și una dintre soluții, așa cum a înțeles și după ce a fost în vizită la asta, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, una dintre Comisia soluții de la Veneția, da, este și grațierea și amnistia și eliberarea închisorilor de deținuții care și-au îndeplinit fracția de pedeapsă, dar sunt ținuți de procurori. Corect. Și cu anumiți judecători. Corect. În închisoare. Ăștia ar fi mai mulți decât cei care ar ieși prin grațierea.